a ascuns 474 de kilograme de cocaină într-un camion în Spania. Un șofer român risca în grei de închisoare după ce polițiștii au descoperit că trafica droguri. Conaționalul ascundea substanțele interzise sub o podea falsă în autovehiculul pe care îl conducea. Oamenii legii l-au depistat pe român în cadrul unei acțiuni împotriva traficului de droguri. Polițiștii au percheziționat mai multe camioane într-un port spaniol și din întâmplare au dat peste mașina conaționalului. Românul a fost arestat. În timpul anchetei, autoritățile au descoperit că șoferul făcea parte dintr-o rețea spaniolă de traficanți de cocaină. Dramă în comunitatea de români din Milano. O conațională a fost violată și jefuită de un taximetrist italian. Românca practica prostituția și l-a întâlnit pe agresor pe o stradă din centrul orașului. Șoferul a oprit în dreptul ei și i-a cerut să întrețină relații sexuale, iar femeia a acceptat. După ce s-au înțeles la preț, cei doi au mers cu mașina într-o zonă izolată de la marginea orașului. Însă odată ajunși la destinație, italianul a început să se comporte violent, deoarece românca i-a cerut să folosească un prezervativ. Taximetristul a înjurat-o și a insultat-o pe conațională, apoi și-a ieșit complet din minți când victima a vrut să coboare din mașină și să fugă. Bărbatul s-a năpustit asupra româncei, a lovit-o și ulterior a violat-o. În final, italianul a furat toți banii din geanta victimei și a aruncat-o pe femeie din mașină. Agresorul a fugit, iar conaționala s-a trezit singură în mijlocul pustietății. Speriată, românca a sunat o prietenă și i-a cerut ajutorul. După ce a ajuns din nou în oraș, victima a apelat la o patrulă de poliție și a povestit ce i s-a întâmplat. Însă conaționala nu cunoștea numele agresorului și a declarat că nu a reținut numărul mașinii. Oamenii legii au început o anchetă și au reușit să-l prindă pe agresor în scurt timp cu ajutorul prietenelor victimei. Câteva prostituate l-au recunoscut pe italian după descrierea făcută de româncă. Femeile și-au dat seama că taximetristul era un client obișnuit în grupul lor. Prin urmare, când agresorul a apelat din nou la serviciile unei prostituate, aceasta a alertat autoritățile. Italianul a fost arestat și este acuzat de viol și tâlhărie. Polițiștii au descoperit că taximetristul a mai comis o faptă similară în urmă cu 10 ani, dar atunci agresorul nu s-a ales cu dosar penal. Românii nu au o viață ușoară în SUA. Ca să supraviețuiască, mulți conaționali lucrează orice și renunță la ambițiile și visurile pe care le aveau în România. Asta susține actorul Tudor Petruț, care a emigrat în urmă cu mai mulți ani. În SUA sunt profesor de matematică la liceu. A fost o opțiune care a venit mai mult dintr-un instinct de conservare. Trebuia să supraviețuiesc cumva. Să ne înțelegem, în America, dacă nu câștigi bani suficienți ca să ai o viață liniștită, nu e bine. Hollywoodul părea foarte departe și a trebuit să fac ceva. Mi s-a părut o meserie foarte interesantă să lucrez cu copiii. E o experiență de viață în primul rând, a declarat actorul, care a jucat rolul personajului Șerban în filmul Liceenii. Tudor Petruț a subliniat că notorietatea de care se bucură acum peste ocean a venit după câțiva ani de muncă. Conaționalul a reușit să încheie contracte cu mai multe firme de publicitate și a apărut în câteva reclame. Mai mult, actorul în vârstă de 54 de ani și-a împlinit recent visul de a ajunge la Hollywood. Tudor Petruț a jucat în filmul Sounds of Silence alături de o fostă Miss România. De asemenea, în martie, actorul a acceptat să modereze o emisiune despre diaspora la un post românesc de televiziune din Los Angeles.